Tradițiile populare au prins viață la Văsieni, raionul Ialoveni. În cadrul festivalului, sub genericul La Poalele Țiglei, 10 de meșteri populari și-au scos adevăratele opere de arte în curtea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie din localitate. Cine om e, se cunoaște din omie și nu judecă pe nimeni. E o sărbătoare foarte mare pentru noi, că cât este amontar, parcă pe noi așa ne mai liniștește, parcă ne mai uităm de toate. La tot festivalurile mă duc cu Chicago, un mare eveniment care a dat foarte multă lume. Expoziții. Totuși... Și mai vând uneori, azi n-am de vânzare. Fiță de mesă, dar așa de ei n-am de vânzare. Cujetezi fețe de masă, mileuri, articole vestimentare, sacoșe. Am venit cu lucrări făcute în biser. Am foarte mult mi drag să le lucrez, să le fac. Ziua mai lucrăm prin grădină, seara mai facem... Coasem cu vreo mergeluți. Aureliu este unul dintre puținii fierari pe care îi mai are Văsieniul și de când se știe face tot felul de obiecte. El consideră că această meserie va dispărea cel mai probabil în câțiva ani. Cu regret constat faptul că posibil că o să termine toată povestea asta. O să rămâne numai în format digital. Lucrurile care se fac manuale de bunoare și fac eu acum, eu o fac de bunăvoie. Autoritățile locale organizează an de an acest eveniment cu scopul de a promova tradițiile și cultura națională. Care ca scop promovarea meșterilor populare, inclusiv a meșterii jucăritului și a tuturor obiceiurilor care s-au mai păstrat din neam în neam. Este menită a culege folclorul, tradiția și piesele de rezistență a neamului nostru, colvorul popular, costumul tradițional specific zonei din care vin colectivele. Evenimentul se află la cea de-a 15-a ediție și este organizat tradițional la 28 august.